Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou filmuleț. Am revenit și eu cu un DIY foarte scurt. După cum vedeți aici am câteva poze, mai exact imagini de toamnă, culori de toamnă. Le-am scos după Pinterest. Le-am laminat, pentru că am acest laminator, după cum se vede, este și plin de praf. Nu am avut timp să-l șterg. Culorile mele favorite sunt cele ale toamnei. Sunt cu casa în curățenie, am dat cu lavabil și nu mai mi-a fost aminte să mai șterg. L-am folosit așa, l-am avut într-o cutie pe sus pe etaj. În fine, sper că o să mă iertați pentru asta. Le-am laminat pe toate. Bine, am mai multe, dar nu aveam unde să pun așa multe acolo pe acel perete. Am o faianță foarte plictisitoare albă, așa, nu mai îmi place deloc. Porțiunea aceea la mobila de bucătărie și m-am gândit eu să pun aceste poze laminate, să meargă șterse ușor, că o să sară grăsime, aburi de la bucătărie. O să vedeți în continuare tot procesul, cam cum le-am lipit. Nu sunt perfecte, că n-au ieșit perfecte, dar pentru mine sunt. Îmi place foarte mult cum a ieșit și cât de mult a schimbat decorul. Parcă m-aș fi dat numai acolo, se vede așa de frumos. Da, sper că o să-l urmăriți până la sfârșit și sper că o să vă placă. Vă pup! Am lipit cu scotch, că altă variantă n-am avut, dar nu se vede scotchul, se vede chiar frumos. Aici jos unde este plita nu am avut cum să pun, pentru că mi-a fost teamă că se topește de la căldura de la plită, dar pe total așa îmi place foarte mult cum le-am încadrat, se vede super frumos. Sper că o să vă placă și vouă și că l-ați urmărit până la sfârșit. Vă pup și vă mulțumesc!